Vă încălziți la Craiova pentru campionatul mondial? Bună ziua, în primul rând. Da, ne pregătim intens, ca să spun așa, este ultimul hop înaintea campionatului mondial și încercăm să punem la punct ultimele detalii. O medalie? E gândul vostru de la campionatul mondial sau chiar titlul de campionă mondială? Eu știu că toată lumea se gândește la tot ce a fost acum 2 ani de zile. Să nu uităm că echipa este în formare, s-au schimbat foarte multe lucruri, inclusiv antrenori, inclusiv lot. Trebuie să avem răbdare, lumea trebuie să înțeleagă că noi suntem destul de multe jucătoare tinere, fără experiență. Ne dorim, vă dați seama, cu gândul ăsta plecăm, ne dorim să jucăm din ce în ce mai bine și de ce nu o medalie. Dar, v-am spus, trebuie să ne gândim că să avem răbdare, ca să zic așa, pentru că suntem destul de multe jucătoare fără experiență. Cunoști publicul, crezi că va veni un număr mare la acest turneu să vă susțină înaintea mondialului? Eu cred că da, am fost și săptămâna trecută și a fost destul de plin. Da, eu cred că vor veni număr cât mai mare și pe această cale chiar vreau să-i rog să fie alături de noi. Apropo de meciul cu Craiova, tristețe mare la Debrecen, nu? Să nu vorbim despre asta, poate așa a fost să fie. Important e că poate a mers cine a fost mai bun. Mai departe. Puțin. Pe o parte, da, pe o parte nu. Mădălina, handbalul românesc la nivel de cup, crezi că trece prin cea mai bună perioadă a sa și CSM și Craiova și Zalău calificate mai departe în grupe? CSM-ul este de departe cea mai bună echipă la ora actuală din România. Nivelul, după câte am urmărit meciurile din campionat, da, mi se par destul de acolo, să zic, destul de egale echipele. Sunt foarte multe surprize, s-au întâmplat foarte multe lucruri în campionat. În schimb, eu acum am alte gânduri, ca să spun așa. Urmăresc, v-am spus, în continuare campionatul român. Ce ar însemna să încheiem totuși anul cu o medalie la acest mondial? Vă dați seama că ar însemna extraordinar de mult pentru fiecare dintre noi, în special pentru noi jucătorile tinere, pentru că suntem multe care, cel puțin pentru mine, asta ar fi debutul la un campionat mondial. Și ne dorim asta din tot sufletul. Dar cum ești tu fizic? Pentru că... N-ai jucat în meciul de la Craiova, ai jucat puțin în am început acum câteva zile antrenamentele, am vreo 3 zile când am început antrenamentele. Am început să, de la zi la zi m-am simțit mai bine, acum pot să spun că mă simt bine, voi fi aptă până la început. De ce nebunie ești să faci dacă luați aur la mondiale? Aoleu, cred că e greu de gândit, cred că toată lumea trebuie să fim în situația aia să ne dăm seama. Nu, totuși, cred că ne pregătim bucuriile, nu ne putem gândi la asta. Totuși, dacă luați aur? Ar fi, cred că pentru mine cel puțin, ar fi un vis. Îmi doresc foarte mult lucrul ăsta. Ar fi prima mea medalie și îmi doresc foarte mult asta. S-au schimbat multe în handbalul mondial. Care ar fi totuși pretendentele la titlu sau contracandidatele voastre? Nu s-au schimbat foarte multe lucruri. După câte ați văzut, Norvegia încă are jucătoare cu experiență. Sunt foarte multe echipe care Brazilia, spre exemplu... Pot apărea surprize și surprize. Da, pot apărea și surprize, știți foarte bine, s-au mai întâmplat. Dar noi trebuie să ne gândim în primul rând la jocul nostru, trebuie să ne gândim în primul rând la noi și pe urmă, că am mai spus-o, cel mai greu adversar al nostru noi suntem. Mulțumim! Cu drag!